Cele două surori s-au gândit așa. Ok, le-am măcelărit și acum cât le lăsăm la marinat ca să le gătim, haide până sus să facem dulce dragoste. Salutare, fan True Crime, azi e zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Astăzi ne ducem în istorie, în anul 1930, în Franța, așa că îmi cer scuze de pe acum dacă o să pocesc niște nume. Și dacă n-ați înțeles din intro deja, puneți mâncarea aia deoparte, credeți-mă, nu se merită, mi s-a întors stomacul pe dos cât am făcut acest caz, nu am mâncat absolut nimic astăzi, așa că dacă eu nu am mâncat și nu mănânc, nici voi nu aveți voie. Dar totuși, dacă sunteți subscriberi aici, poftă bună. Astăzi vorbim despre surorile Papin, probabil mulți dintre voi ați auzit despre ele, dar nu știu dacă știți exact ceea ce au făcut și ce s-a întâmplat în copilăria lor mai exact. Înainte ca cele două să se nască, da, deja familia lor era foarte, foarte deranjantă. Mama lor, Clemens, și tatăl lor, Gustav, nu se înțelegeau mai deloc bine și asta pentru că Clemensa noastră îl înșela pe Gustav cu șeful ei. Da, știu, teribil. Asta se întâmpla prin anii 1900, da? Și bineînțeles că Gustav era devastat pentru că o iubea pe această femeie, nu erau încă căsătoriți și Gustav încerca să o facă să înceteze să se mai culce cu șeful ei, așa că ea a rămas gravidă, iar în 2001 naște această fetiță pe nume Emilia. Dar înainte ca această fetiță să se nască, bineînțeles că au trebuit să se grăbească și să se căsătorească, pentru că cum, Doamne ferește, poți să ai un copil și să nu fii căsătorit? Bineînțeles că după ce Emilia s-a născut, mama ei, Clemens, nu a încetat să se culce cu șeful ei, așa că Gustav a venit cu brilianta idee să-și găsească un job într-un alt oraș ca să se mute cu toții. Și după ce și-a găsit acest job, s-a dus la minunata lui soție și a spus: Clemens, fii atentă, ne mutăm în orașul ăsta, o luăm de la zero, da? Familie fericită. Și Clemens ce i-a spus? Măi, Gustav, eu mai degrabă mă omor decât să mă mut din acest oraș. Voia să rămână cu șeful ei. Într-un final, văzând că a născut această fetiță, s-au mutat într-un alt oraș și poate credeți că situația lor a devenit una destul de ok, familie fericită, dar nu. Gustav a început să bea și să fie foarte, foarte violent cu soția și fata lor, iar Clemens a devenit, nu știu, foarte, foarte insensibilă, foarte neglijentă cu fata lor, nu voia să aibă grijă de ea absolut deloc. Iar în 1905 nasc o altă fetiță pe nume Christine. După ce s-a născut Christine, Clemens fiind foarte neglijentă, nu voia să aibă de-a face cu acest copil, așa că a luat-o și a dat-o în grija surorii lui Gustav, adică mătușa lui Christine. A scăpat de Christine, a rămas doar cu Emilia, iar în 1911 naște o altă fetiță. Numele ei este Lea. Deci avem Emilia, fata cea mare, Christine care este în grija mătușii și Lea care abia s-a născut. Și ce să vedeți, după ce se naște Lea, Clemens află că Gustav își agresa fata cea mare, adică Emilia, care în punctul ăsta avea 11 ani de zile, Gustav o agresa. Vreți să știți ce a făcut Clemens? Bineînțeles că a băgat divorț. Și nu a băgat divorț de Gustav pentru că își agresa fica, ci pentru că o înșela cu fica ei. Și a ajuns în punctul în care a dat vina pe Emilia că l-a sedus pe tatăl ei. Vorbim despre o fată de 11 ani. Efectiv, mind-blowing, dar ce a făcut Clemens după ce a băgat divorț de Gustav? A trimis-o pe Emilia la acest orfelinat catolic, să spunem așa, care era extrem, extrem de strict. Copiii veneau bătuți acolo și erau toți obligat să facă foarte multe munci grele și vorbim despre, efectiv, minori între vârsta de 10 și 15 ani. Până că de la vârsta de 15 ani erau dați afară ca să se ducă la muncă. Acum au rămas doar cu Lea și Christine, care Christine era în punctul ăsta dat în grija mătușii, dar mătușa moare și ce să vedeți, le trimis și pe Lea și pe Christine la acest orfelinat. Între timp, Emilia crește și ajunge să aibă 15-16 ani și se decide să se alăture unei mănăstiri și să devină măicuță. Iar Christine, uitându-se la sora ei mai mare, voia să facă exact același lucru. Doar că părinții i-au interzis pentru că ce voiau să facă la vârsta de 15 ani, să o scoată de la acel orfelinat și să o trimită la muncă. Doar că banii pe care avea să-i primească de la această muncă venea înapoi la mama sa. Niciun ban nu avea să vadă. Lucru pe care l-a și făcut. La 15 ani a scos-o pe Christine de acolo și a trimis-o la diferite munci. A învățat cum să fie bucătăreasă, a învățat cum să facă curățenie și în mare parte găsea munci de servitoare. Și zis și făcut. Toți banii pe care îi făcea veneau înapoi la mama sa. Christine era cunoscută ca fiind o fată foarte, foarte deșteaptă, să spunem așa. Lea nu era atât de deșteaptă ca și Christine. Asta este ce au zis ei, ok? Și Christine mai era cunoscută ca fiind foarte nesimțită. Răspundea înapoi tuturor și oamenii nu prea voiau să lucreze cu ea în mare parte, dar era o bucătăreasă foarte bună. Anii au trecut, bineînțeles că și Lea a făcut 15 ani, exact aceeași soartă ca și Christine, doar că pentru că Lea nu știa să lucreze atât de bine, mama ei a obligat-o pe Christine să o ia pe Lea sub aripa ei. Și de fiecare dată când Christine mergea la o muncă, mergea ca fiind servitoare, Lea trebuia să meargă
meargă cu ea și au ajuns să fie de neseparat. Erau în continuu împreună 24/7 și Cristina l-a văzută ca fiind cea dominantă. Adică dacă Cristina spunea ceva, Lea trebuia să urmeze pas cu pas. Pentru că toată treaba asta s-a întâmplat în anii 1900 și nu avem atât de multe informații despre acest caz. Pe parcursul acestor ani în care ele s-au dus de la o muncă la alta, aparent ar și fi fost internate într-un spital de probleme mentale. Jobul la care au stat cel mai mult și unde urmează să vă povestesc și această tragedie, această, nu știu, imagine ca scoasă din filme, efectiv, s-a întâmplat în anul 1926, când Christine și Lea s-au angajat ca servitoare în casa familiei Lancelin. Nu știu dacă îl pronunț corect, nu știu, orele mele de franceză sau că am dus pe apa sâmbetei, dar practic familia Lancelin era formată din Monsieur Lancelin, un avocat ieșit la pensie, soția lui Madame Lancelin și fica lor Genevieve. Și da, surorile Papin s-au angajat în această casă și inițial totul părea să fie destul de ok, să spunem așa. Christine era cea care gătea, iar Lea era cea care făcea curățenie în mare parte. Inițial totul era ok, deși Madame Lancelin era o perfecționistă, era efectiv voia să fie totul pus la milimetru și dacă nu era pus la milimetru, urma să le oprească din bani, urma să le oprească din salariu. Și mai făceau o chestie care se numea testul cu mănușa albă și punea o mănușă albă și se ducea pe orice suprafață pe care o găsea, ștergea suprafața cu degetul și dacă era un fir de praf, le oprea din bani. Și deși făcea lucrul ăsta, au început să aibă o conexiune destul de puternică cu cele două surori, până în punctul în care surorile Papin o strigau pe Madame Lancelin mamă. Și formaseră o conexiune atât de puternică încât Madame Lancelin aflase că cele două fete dau toți banii pe care îi primesc către mama lor. Și Madame Lancelin le-a spus: măi fetelor, țineți-vă banii, n-aveți niciun motiv să dați banii mamei voastre, aveți peste 20 de ani în punctul ăsta. Ele acolo lucrau undeva la 14 ore pe zi și aveau o cămăruță a lor, era camera servitoarelor, să spunem așa, era o cămăruță destul de mititică, cu două paturi destul de inconfortabile, dar ăsta a fost primul job în care aveau o cameră cu încălzire. Așa că da, era totul bine și frumos, cele două, în afară de asta 14 ore în care lucrau în continuu, puteau să doarmă și aveau voie să iasă din casă, doar că nu ieșeau ele de bunăvoie și nesilite de nimeni. Efectiv, nu voiau să iasă din casă niciodată, restul orelor în care nu munceau, stăteau în cameră amândouă. Nu știm ce se întâmpla acolo sau știm, dar o să vă zic mai încolo. Practic, singurele momente în care ieșeau din casă era duminică când trebuiau să meargă la biserică și aparent mai mergeau din când în când la ghicitori. Să le citească în palmă, să le citească în cafea, să le citească în orice și ghiciți ce au aflat la aceste ghicitori. Că cele două, într-o viață anterioară, erau femeie și bărbat și erau căsătorite. Da, o chestie foarte, foarte interesantă, nu știu ce să zic. Au trecut vreo 2-3 ani în punctul ăsta și, din păcate, Madame Lancelin a intrat în depresie, iar surorile Papin erau victimele ei. Adică orice frustrare pe care o avea, o vărsa pe cele două surori. Și din oprirea de salariu a dat în abuz. De fiecare dată când nu îi convenea ceva în casă, pentru că încă era perfecționistă, ajungea să le ia și să le dea cu capul de pereți. Ajungea să le pună în genunchi, dacă era un fir de praf pe jos, le punea în genunchi și le punea să șteargă podaua cu limba. Acum sunt mai multe speculații cum că Madame Lancelin a început să devină geloasă pe aceste două surori care locuiau în aceeași casă cu soțul ei. Adică n-a sunt servitoare până la urmă care stau în casă 14 ore pe zi, unde vrei să stea, pe acoperiș? Ajungem în anul 1933. Surorile Papin lucrează pentru familia Lancelin de peste 6 ani de zile în punctul ăsta și a ajuns într-un extrem în care aceste două surori intraseră într-un fel de psihoză, intraseră și ele în depresie din cauza depresiei lui Madame Lancelin. Era efectiv groază și șoc pentru că nu mai suportau aceste abuzuri, nu mai suportau să fie date capul de pereți, să fie efectiv, ajungea în punctul în care Madame Lancelin le punea să facă curățenie în timp ce le ciupea până le învinețea. Așa că da, Cristina începe să își facă un plan să se răzbune și s-a uitat la Lea și i-a spus: măi fată, dacă cumva se mai întâmplă un lucru de genul, ne răzbunăm, nu mai suport, nu mai vreau să stau aici. Ea avea 27 de ani și Lea avea 21 în punctul ăsta, nu mai suportau aceste abuzuri și în punctul ăsta așteptau o altă izbucnire din partea șefei lor și pe 2 februarie 1933 trebuiau să întâmple următoarele lucruri. Monsieur Lancelin trebuia să se ducă acasă la fratele său ca să aibă cina împreună și le aștepta și pe soția și fata lor Genevieve, care s-au dus la cumpărături. Însă Madame Lancelin și Genevieve s-au decis ca după ce merg de la cumpărături să meargă acasă, să lase cumpărăturile și după să meargă să întâlnească cu soțul ei la cumnatul ei acasă. Da, să ia cina împreună, totul bine și frumos. Când Madame Lancelin ajunge cu Genevieve acasă, văd că această casă este beznă. Nu este pic de lumină, nu este curent. Le văd pe surorile Papin și Christine îi spune că s-a luat curentul după ce a băgat din greșeală în priză un fier de călcat care era stricat. Și Madame Lancelin, she did not let this slide, pentru că efectiv ce a făcut, a luat-o pe Christine și a început să dea capul de pereți.
moment în care Christine se uită în stânga și în dreapta, vede acest ulcior de sticlă, îl dă de cap, Madame Lancelin cade pe jos, Christine se uită la Lea, Genevieve se uită la Lea și încearcă să se bage în mijloc, da? Încearcă să o apere pe mama ei, moment în care Christine se uită la Lea și îi spune, scoate-i ochii. Ce? Scoate-i ochii. Lea, zis și făcut, se uită la Genevieve, o ia de cap, îi bagă degetele în ochi și îi scoate unul câte unul. După care Christine, bineînțeles, se uită la Madame Lancelin și face exact același lucru. Îi scoate ochii. Cele două victime erau pe jos în punctul ăsta și erau încă în viață, așa că Christine ce s-a gândit să facă? Să se ducă în bucătărie și să găsească un ciocan și un cuțit, să se întoarcă înapoi și pentru următoarea jumătate de oră le-au măcelărit. Le-au distrus fața până în punctul în care nu mai puteai să le recunoști. Le-au împrăștiat dinții prin toată casa și lucrul ăsta s-a întâmplat timp de jumătate de oră. Jumătate de oră, timp în care cele două erau încă în viață și urlau foarte tare și cât timp ele urlau, Lea și Christine urlau de fericire, urlau de parcă erau excitate. Da, se bucurau să facă lucrul ăsta, nu știu, își luau răzbunarea în sfârșit după 6 ani de zile, vă dați seama? După aceste 30 de minute, Madame Lancelin și Genevieve își dau ultima suflare. Moment în care ce se gândește Christine, măi, nu mi se pare de ajuns, hai să le ridicăm fustele și să le mutilăm picioarele și organele genitale. Efectiv, le-au tăiat în continuare până era toată casa plină de lichide, să spunem, știți voi la ce mă refer. Și după ce a terminat toată treaba, s-a ridicat în picioare, s-a uitat la Lea și s-a gândit, da, lucru foarte interesant ce am făcut noi aici, hai să le gătim. Știți că v-am spus că Cristina noastră era o bucătăreasă desăvârșită? Ea avea această rețetă pe care voia să o facă de foarte mult timp din această carte de bucate, mai exact o rețetă cu iepure și înainte ca acest iepure să fie gătit, trebuia să fie lăsat la marinat. Așa că ce au făcut fetele? Au luat toate aceste lichide roșii de prin casă și le-au făcut din cap până în picioare pe cele două de lichide. Ați înțeles ideea? Am avut mai multe surse la acest documentar și practic una dintre surse spunea că Lea era în acea perioadă a lunii și a luat din lichidele ei ca să ajute la marinatul celor două victime. Nu s-a confirmat niciodată această treabă, dar nici nu s-a negat, deci nu pot să spun dacă este adevărat sau nu, dar dacă este adevărat, nu știu, am impresia că aceste două femei au intrat efectiv într-o psihoză, că nu ai cum să faci lucruri de genul. Așa că da, le-au uns din cap până în picioare și trebuiau să le lase la marinat câteva ore. Așa că ce să facă cele două până se marinează cele două victime? Să se ducă să se spele, să se pregătească pentru seară, da, pentru că n-a era seară în punctul ăsta și s-au dus, s-au spălat, s-au schimbat în pijamale și s-au dus în cameră. Hai să ne întoarcem frumos la Monsieur Lancelin, care nu știa unde îi este soția și fiica în punctul ăsta, pentru că le aștepta la cină. Așa că speriat se duce acasă să vadă dacă le găsește acolo și când se intre în casă, toate ușile erau încuiate și nu era pic de lumină în casă. Așa că ce face? Se duce, sună la poliție și când autoritățile ajung la casă, au trebuit să spargă ușa, intră înăuntru și ce văd pe jos? Madame Lancelin și Genevieve, care erau efectiv ca scoase din niște filme de groază, de niște filme thriller, nu știu, v-ați uitat vreodată la Saw? Efectiv, genul ăsta de imagine. Și faza era că nici măcar n-au putut să le recunoască după față, dinții lor erau împrăștiați peste tot pe jos, un ochi de-a lui Genevieve era la etaj, unul era sub corpul ei, iar ochii lui Madame Lancelin erau în eșarfa de la gâtul ei. Fustele lor erau ridicate în sus și erau mutilate de la zona genitală până la degetele de la picioare. Poza este pe internet, dar pentru că erau anii 1930, vă dați seama că nu aveau să le facă poză cu fustele ridicate, așa că le-au pus fustele la loc și le-au făcut pozele. Iar în punctul ăsta, autoritățile s-au gândit că le vor găsi pe cele două servitoare sub aceleași circumstanțe. Pentru că nu s-au gândit pentru nicio secundă că ele două ar fi putut să facă așa ceva. Se urcă sus la etaj, se duc la camera lor și ce să vedeți, e încuiată. Așa că au trebuit să aducă pe cineva specializat în a descuia aceste lacăte, deschid ușa și le găsesc pe cele două dezbrăcate în pat, ținându-se în brațe foarte, foarte intim. Ele sunt curate, dar nu au pic de lichide pe ele, dar pe scaunul de lângă era un ciocan care avea bucăți din scalp și firele de păr a lui Madame Lancelin pe el. Bineînțeles că sunt automat arestate și nici măcar nu au evitat să spună ceva, au recunoscut din prima ceea ce au făcut. Au spus că da, le-am lăsat la marinat, voiam să le gătim, voiam să facem această, nu știu, cină superbă. Știu că nu aveam iepure, dar asta era varianta mai ok în momentul ăla. Și știți voi restul detaliilor. Când au fost puse în arest, au fost puse separat. Iar Christine a înnebunit, efectiv a încercat să-și scoată ochii din cap. A încercat, nu știu, să-și ia viața de nenumărate ori. A intrat într-un fel de psihoză încât au trebuit să o pună în cămașa de forță și lucrul ăsta îl făcea pentru că îi era dor de Lea, voia să o vadă. Așa că li s-au permis să aibă diferite întâlniri
întâlniri. Iar la aceste întâlniri, Cristin sărea peste Lea, încerca să se dezbrace și efectiv țipa la ea ca să facă dulce dragoste. Și cam ăsta este punctul în care s-a confirmat că cele două au întreținut relații intime. Nu se știe de când, dar s-a confirmat. Au fost examinate de 3 psihologi diferiți și spre surprinderea tuturor, cele două nu aveau nici o singură problemă mentală. Nu știu dacă lucrul ăsta s-a dus în față doar ca să poată să treacă printr-un proces și să primească o pedeapsă sau pur și simplu nu aveau nicio problemă la nivelul acela. Așa că da, au putut să treacă printr-un proces și s-a mai și descoperit că Cristin era cea care domina și Lea a făcut totul doar pentru că așa i-a spus sora ei. În septembrie 1933 procesul a început și au ajuns la un verdict în 40 de minute. Cristin a primit pedeapsa cu moartea, dar după s-a schimbat sentința la închisoare pe viață, iar Lea a primit 10 ani în închisoare și să fie supusă la muncă foarte grea. Să vă zic despre Cristin, vă dați seama dacă în momentul în care a fost arestată inițial înainte de proces, a început să nebunească pentru că nu mai era lângă Lea, acum a intrat în depresie până în punctul în care refuza să mai mănânce ceva. Așa că a fost transferată la un azil de nebuni, ăsta era termenul pe care foloseau ei, mă scuzați, știu că nu este ok să spun lucrul ăsta, și acolo a continuat să refuze să mai mănânce, era pusă în cămașa de forță, era, nu știu, ca în filmele de groază. Iar la 4 ani după ce a fost închisă, a murit pentru că a refuzat să mai mănânce. Nu mai mânca, a murit de malnutriție. Ea a murit la 32 de ani și cam atât am găsit despre ce s-a întâmplat cu Cristin, dar haideți să vă spun ce s-a întâmplat cu Lea în continuare, pentru că la 8 ani după ce a fost arestată, a ieșit pe bună purtare și s-a mutat înapoi cu mama ei. Și a schimbat numele și a continuat să lucreze în curățenie la un hotel. Și aparent ar fi murit în anul 1982. Asta este ce spun sursele oficiale, doar că în anul 2000 un reporter voia să creeze un articol intitulat În căutarea surorilor Papin. Și ce să vedeți, ar fi găsit-o pe Lea Papin într-o casă de bătrâni, doar că în punctul ăsta a suferit un atac cerebral și nu prea putea să mai vorbească sau să dea, nu știu, alte detalii și în 2001 ar fi murit la vârsta de 90 de ani. Acum, nu știm exact dacă acest reporter ar fi mințit, nu știu, mai mult ca să atragă atenția acestui lucru sau chiar este adevărat, dar eu vă zic ambele surse să fim siguri. Este o listă întreagă cu scene de teatru, cărți și filme după acest caz. Este un caz care m-a lăsat cu gura căscată. Știu că l-am făcut acum ceva timp pe TikTok și când am auzit de el eram ceva genul there is no way, ok? Cum poți să faci lucrurile astea și... Oh, dar da, teribil! Teribil, teribil. E clar că aceste două fete au suferit niște lucruri teribile în copilăria lor. Nu mai zic de faptul că au fost trimise la acel orfelinat, care era un orfelinat destul de strict, la modul că le ținea în lanțuri dacă făceau ceva greșit. Și da, sunt tare, tare curioasă dacă știați de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea. Vă mulțumesc din suflet, apreciez tare, tare de tot. Vreau să vă aud părerea la acest caz în comentarii. Sunt tare curioasă de ce părere aveți la el. Și nu uitați să lăsați un like, comentariu, share, tot ce puteți să faceți ca să mă ajutați să creștem acest canal. Mă ajută enorm de mult. Nu uitați cum mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Cece, acolo postăm tot felul de chestii interesante. Dacă vreți să vă alturați membrilor acestui canal, aveți videoclipurile în avans și diferite storytime-uri din viața mea personală. Momentan am o vară foarte, foarte stresantă, urmează o licență. Mulțumesc pentru susținere. Urmează să mă întorc în forță, așa că nu vă panicați. Atât a fost, nu mai am ceva de zis, nu cred că mai am nimic de zis. Eu am fost Ceci, iar până trauma viitoare, stay safe. Surorile, cred că se numesc surorile Papin. 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 Era sigură că le-am pocit numele. Papin. Papin. Madame Lancelin. Lancelin. Eu am zis Lancelin. 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 Geneviève. Era Geneviève, era Geneviève. Ok. Mă iertați, mă scuzați. În apărarea mea nu știu franceză.